Salutare! Azi gătim pește la cuptor cu fenicul și roșii sherry și garnitură de cușcuș. Avem nevoie de 2 bulbi de fenicul, 150 g măsline, o lămâie, ulei de măsline, sare de mare, piper negru proaspăt măcinat, 2 căței de usturoi, o legătură de pătrunjel, un ardei capia, 15 roșii sherry, 1 kg file de pește, 250 g cușcuș, 500 ml apă clocotită, iaurt pentru servit. Încingem cuptorul la 200 de grade. Punem într-o tavă feniculul, măslinele, puțin ulei de măsline, zeama de la o jumătate de lămâie, un praf de sare, un praf de piper, le amestecăm și introducem tava în cuptor pentru 5-6 minute până se înmoaie feniculul. Între timp, turnăm apa într-o cratiță și o punem la fiert. Scoatem din cuptor tava cu feniculul și adăugăm roșiile împreună cu ardeiul, usturoiul, și pătrunjelul. Le amestecăm și așezăm deasupra fileurile de pește. Asezonăm peștele cu zeama de la o jumătate de lămâie, sare, piper negru proaspăt măcinat și puțin ulei de măsline. Introducem tava în cuptorul încins la 240 de grade. Într-un castron punem cușcușul, un praf de sare și piper, apa clocotită, și îl acoperim. După 5 minute, afânăm cușcușul cu o furculiță. Când peștele este gata, scoateți tava din cuptor și duceți-o direct la masă. Serviți cu cușcuș, iaurt și câteva bucăți de lămâie. Mulțumesc că m-ați urmărit!